Așa că eu și cu Daniel ne certăm degeaba. La Timișoara, de exemplu, au fost 50.000 de oameni. Pentru că nu încăpeam mai mulți. În acest moment, Iași, în Iași sunt 100.000 de oameni aici în piață. Și încă vreun milion de oameni care ne ascultă în direct la Radio Sus și se uită pe Antena 2 acum la noi. Eu zic că puteți plecăm acasă, că nu ne-au făcut din râs. Eu zic în felul următor, înainte de următorul artist, totul se filmează, totul se aude la radio, așa că aveți grijă ce faceți cu vocile voastre. Și atenție la buzunare, băi!